Va fi din nou bal în oraș, acasă la Mița Biciclista. Casa celebrei curtezane se redeschide publicului după 80 de ani, după o restaurare importantă și cu dorința de a o transforma într-unul dintre locurile emblematice ale Bucureștiului actual, așa cum se întâmpla pe vremuri. Colegii mei Maria Coman și Liviu Dochița au fost să vadă cum arată acum una dintre cele mai mondene locuințe ale capitalei, unde se spune că s-au luat multe dintre deciziile politice ale vremii. Casa Miței Biciclista, de fapt un mic palat cu 28 de camere, se află în centrul Bucureștiului, în Piața Amzei, aproape de reședința de pe vremea brătienilor și suficient de aproape încât să fie vizitată frecvent de regele Ferdinand. Mița Biciclista a fost o legendă a anilor 30 în lumea mondenă a vremii. Este, cum îi spune și porecla, prima femeie care a mers pe bicicletă în capitală, pentru că la vremea aceea era o raritate ca o femeie să pedaleze și era cunoscută ca fiind preferata multora dintre domnii momentului. Știm sigur că a fost regele Ferdinand, știm sigur că a fost marele medic Mina Minovici și el foarte apropiat, poate chiar extrem de apropiat de Maria Mihăescu. Se spune că și Octavian Goga sau Nicolae Grigorescu ar fi admirat frumusețea Miței. Presa vremii relata că Mița Biciclista a frânt multe inimi în tinerețea sa, inclusiv pe cea a regelui Portugaliei Manuel, care ar fi cerut-o insistent de nevastă. Casa care se redeschide acum a fost construită în urmă cu 120 de ani. E o casă de ceremonie. Înțelegem asta în primul rând privind această cameră, care e camera principală acasă, e locul unde aveau loc baluri, serate, întâlniri mondene. Mița Biciclista era una dintre cele mai conectate, foarte bine conectate femei din Bucureștiu de dinaintea Marelui Război și puțin după. An de zile, clădirea impunătoare construită la începutul secolului al XX-lea cu fațadă în stil Art Nouveau a fost goală. A fost declarată monument de arhitectură, o perioadă a fost ocupată de familii fără adăpost, iar în ultimii ani micul palat a trecut printr-un proces de restaurare și reparare, iar cei care au lucrat au încercat să păstreze și să recupereze cât mai mult din elementele inițiale. Un proces dificil pentru că în perioada comunistă casa a trecut de la un locatar la altul. Casa a fost locuită după anii 50 de 16 familii, a rămas și Maria Mihăescu în interiorul ei, dar în timp lucrurile s-au degradat, o să vedem că anumite camere și-au pierdut din elemente. Oglinzile sunt originale, elementele decorative de pe pereți sunt și ele originale, ușile, toate ferestrele sunt și ele originale, sobele sunt cele istorice. Scara interioară este și ea cea originală, la fel și monogramele de la intrarea laterală, cea pe unde puteau veni trăsuri sau mașini, fără ca strada să vadă cine e înăuntru. Casa Miței Biciclista se redeschide cu un bal cu momente de magie, cu jocuri de tarot și cu atmosferă ca înainte de cel de-al doilea război mondial. În 2022 redeschidem casa prin mai multe baluri, cumva reluăm o istorie întreruptă a casei Mița Biciclista. În 1942, din studiile istorice pe care le avem, din puținele mărturii, știm că a avut loc ultima recepție publică a Mariei Mihăescu și această redeschidere, reintroducerea casei în viața de zi cu zi a Bucureștiului, o facem printr-un bal, la 80 de ani de la ultimul bal. Iar de la anul vom găsi aici un mic cinematograf de artă, amenajat în mansarda în care Mița Biciclista și-a trăit ultimii ani din viață. Cafenele, spații de expoziție și braserie. Întregul concept se va numi La Mița Biciclista, stabiliment creativ.